Stăteam pe bancă și mă gândeam, Călin și Seline nu l-au luat în seamă nici măcar pe Apostolul Pavel. De ce m-ar lua în seamă pe mine? Că mi-am adus aminte de Apostolul Pavel care spunea corintenilor, eu aș vrea să fiți fără grijuri. Și se pare că cei mai mulți dintre noi nu l-am prea luat în seamă pe Apostolul Pavel și noi am vrut cu grijuri. Și le avem. E bine că avem și înaintea cui le arunca. Așa că în dimineața aceasta eu nu o să încerc să vă spun cum să călătoriți fără grijuri. Dar o să încerc să vă spun cum să călătoriți împreună fără anumite lucruri și aspecte care vă pot îngreuna viața, iar dacă nu le aveți, vă pot face viața un pic mai ușoară. De obicei, la căsătorie, vi se spune ce să aveți. Eu o să vă spun ce să n-aveți. Ce să luptați să nu aveți în căsnicia voastră, în viața voastră de familie. De fapt, ca să-mi declar scopul mesajului din această dimineață, eu aș vrea să vă leg mai mult de Scriptură. Să vă aduc aminte că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos. Să vă fixați bine în minte că Biblia este manualul fericirii voastre, a binecuvântărilor voastre și să credeți că Sfânta Scriptură în întregime are pentru voi sfaturi concrete în generația aceasta cum să trăiți sub binecuvântarea lui Dumnezeu. De fapt, o să vă spun ceva. Eu nici nu o să vă urez binecuvântare. Eu o să vă spun ce să faceți ca să fiți binecuvântați. Că dacă eu vă urez toată ziua binecuvântări și voi nu veți trăi cum trebuie, nu veți fi binecuvântați. Iar dacă voi veți trăi cum trebuie și eu niciodată nu o să vă urez să fiți binecuvântați, toți binecuvântați vă zi. Așa că având scopul declarat, vreau să vă leg de Scriptură, o să vă spun astăzi metoda pe care o încerc, o să fie diferită, nu știu dacă grea sau ușoară, sper să vă ajute și să o rețineți. Vă invit să vă așezați pentru că în dimineața aceasta, încercând să le demonstrez lor și vouă că toată Scriptura, chiar toată Scriptura este inspirată de Dumnezeu și de folos vieții de familie, o să încerc următoarea metodă. Astăzi, așa ați ales voi să vă căsătoriți în 30, ar fi varianta foarte simplă, să am o predică în 30 de puncte, dar am înțeles. Da. Și atunci mergem pe varianta B. O să iau câteva capitole 30 din Sfânta Scriptură. Bucurați-vă că nu v-ați căsătorit în data din 1. Că toate cărțile din Biblie au capitolul 1. Nu toate au capitolul 30, da? Și o să luăm câteva capitole 30 din Scriptură, unele foarte departe de noi în timp. Și o să vedem dacă ele au ceva de a face cu călătoria voastră, cu viața de familie și cu binecuvântarea lui Dumnezeu. Și normal o să deschid prima carte din Sfânta Scriptură, adică Geneza, în capitolul 30. Dacă ați citit recent capitolul acesta, probabil ați observat că acest capitol vorbește despre familie, despre viața de familie. Și poate o să insist puțin asupra lui, pentru că în capitolul acesta sunt cel puțin trei aspecte pe care eu aș vrea ei să nu le aibă în familia lor. Și trec direct la primul aspect. Când a văzut Rahela că nu face copii lui Iacov, a invidiat pe soră sa și a zis lui Iacov, vă rog, surorile, să citiți voi expresia. Este expresia unei femei. Ziceți. Doamne, bine ar fi fost să fie așa. Să vină ea cu un duh blând, smerit și să spună, dă-mi copii ori mor. Eu mă tem că tonul
a fost un pic mai mult diferit. Ce ziceți, fraților? E atât de liniștită, i-a spus bărbatului, dăm copii ori mor, bine că nu-ți dăm copii ori te omor, dar asta e altă poveste, atât de liniștită i-a zis asta, odată invidioasă pe soră, s-a supărată, nervoasă pe situație că nu are copii, că Iacov se molipsește de la ea și Iacov în versetul 2 spune, Iacov s-a mâniat pe Rahela, pentru că și ea era plin de nervi, și a zis, sunt eu oare în locul lui Dumnezeu să-ți dau copii? Prima mea dorință, fără nervi. Deci în viața de familie, când circulați, fără nervi, fără mânie, fără supărări, fără chestii din astea așa la intensitate, știi? Aș putea o zi întreagă să vă spun despre oameni care au făcut greșeli la mânie. Numai Dumnezeu are mânie sfântă. Așa că încercați cât se poate fără nervi. Fără nervi în atitudine, fără nervi în vorbire, fără nervi în comportament și în celelalte lucruri. Părinții se vor ruga Domnul să vă ajute. Și dacă nu o să le asculte rugăciunea așa de repede cum vor ei, rămâne și pentru ei valabil, fără nervi, că Dumnezeu lucrează la timpul lor. Al doilea aspect pe care îl văd aici, de la versetul 3, e vorba de ideea aceasta de copii. Și nu intrăm în detalii, acolo știți, două surori, competiție între ele, dar ceva îmi place. În vremea aceea se purta cu consecințele de rigoare. Dacă o să vă uitați în capitolul acesta, aproape peste tot, la fiecare copil, apare Dumnezeu. Dumnezeu să ne dăruiască un copil. Dumnezeu ne-a dăruit cu un copil. Dumnezeu a răspuns rugăciunilor noastre. Dumnezeu m-a ascultat. Dumnezeu mi-a împlinit dorința. Și știți ce v-aș recomanda eu vouă? Fără independență. Astăzi în lumea creștină, că eu nu vorbesc de păgâni, că n-am treabă cu păgânia. Astăzi în lumea creștină sunt unele domenii în care credem că depindem de Dumnezeu. Sau cel puțin afirmăm verbal că depindem de Dumnezeu. Și sunt unele domenii în care nu o spunem noi așa clar de la amboane, poate nu o recunoaștem, dar în sufletul nostru sau în viața noastră se vede că nu-L prea implicăm pe Dumnezeu acolo. Ne descurcăm și fără El. Și vreau să vă spun că unul din domeniile în care noi credem că ne descurcăm este și domeniul copiilor. Știm ce trebuie să facem ca să avem, știm ce trebuie să facem ca să nu avem și până la urmă noi ne descurcăm cu toate astea. Eu aș vrea să vă feriți de spiritul acesta de independență față de Dumnezeu. Voi sunteți copiii lui Dumnezeu, voi sunteți slujitorii lui Dumnezeu, voi aveți un stăpân bun, înțelept, iubitor și toate aspectele din viața voastră trebuie să fie în ascultare de Dumnezeu. Fără mânie și fără independență, ci cu dependență de Dumnezeu în toate domeniile. Noi avem o vorbă preluată din Scriptură pe care o mai rostim uneori. Domnul a dat și Domnul a luat, numele Lui fie binecuvântat. Și unii ne întrebăm dacă ar lua Domnul, dacă am putea spune numele Lui să fie binecuvântat. Eu am o altă întrebare. Dacă toți putem spune Domnul a dat, dacă toți avem convingerea că pe anumite capitole în viața noastră putem spune Domnul a dat. Că dacă pot spune Domnul a dat, apoi pot să merg în continuare. Dar dacă am obținut eu pre toate figurile mele, nu știu dacă după asta mai zic Domnul a luat și binecuvântat să fie numele. Fără mânie, fără independență și tot aici în capitolul 30, dar nu voi sta atât de mult la fiecare capitol, de la versetul 25 se spune o hotărâre a lui Iacov vis-a-vis de socrul său. După ce a născut Rahela pe Iosif, Iacov a zis lui Laban, lasă-mă să plec ca să mă duc acasă în țara mea. Teoretic e o dorință foarte bună, da?
te-am slujit o vreme, ai fost binecuvântat prin mine, acum lasă-mă să mă duc acolo unde mi este inima, unde am avut dorința să mă întorc. Vă bucurați, surorilor, când Dumnezeu nu vă ascultă rugăciunea? Când nu vă împlinește dorințele? Spuneți cinstit. Ați vrea ca Domnul să vă împlinească toate dorințele cum vreți voi și când vreți voi? Sper că voi nu. Că la voi o să fie fără mânie, fără independență și fără grabă. Voi să așteptați timpul lui Dumnezeu. Ascultați-i bine pe frați. Fraților, dacă Dumnezeu împlinea dorința lui Iacov și muia inima lui Laban și Iacov pleca atunci înapoi în țara lui, cu ce pleca? Exact cu ce-o zis, cu nevasta și cu copiii. Nu știu dacă avea și două capre să dea lapte la copii. Și Dumnezeu a spus, nu pleci înapoi când vrei tu și nu pleci înapoi cum vrei tu. Te mai țin o perioadă, acum începe momentul în care te voi binecuvânta și din punct de vedere material, că până acum ai plătit facturile vechi ale șmecherilor cu frate, tot când l-ai furat, și te vei întoarce, dar când te vei întoarce, nu te vei întoarce cu nevestele și cu copiii, ci te vei întoarce cu nevestele, cu copiii și cu conturile pline. Totuși, vremea lui Dumnezeu e mai bună, fraților, așa-i? Nu, e fain să te întorci cu bicicleta. Dar e bine dacă te poți întoarce și cu altceva. Tot cu Dumnezeu, tot cu binecuvântare, și cu inima plină și cu punga plină. Cel puțin voi tinerii, poate v-ați molipsit de la noi, sunteți un pic grăbiți, așa, mai vitezomani. Și în viața de familie bănuiesc că vă doriți toate binecuvântările lui Dumnezeu astăzi. Sperați ca unele vise să vi se împlinească cu plicurile care le pune. Hai să vă zic o chestie, nu vă hrăniți cu nădejde înșelătoare. Dacă Dumnezeu vă dă binecuvântarea astăzi, e ok. Dacă nu rămâneți pe minus, e chiar super. Dacă e ceva și pe plus, chiar e hană. Nu știu, s-ar putea Dumnezeu să vă dea ceva repede. S-ar putea Dumnezeu întâi să vă pregătească pentru a primi ceea ce trebuie să vină. Uitați-vă în Scriptură câți oameni au greșit pentru că s-au grăbit și n-au mers la pas cu Dumnezeu. Mă rog Domnului voi să nu o luați înaintea Domnului, ci să fiți la pas cu Dumnezeu în toate planurile voastre. Atunci viața este binecuvântată. Deci Geneza 30, că eu tot mă chinui să le țineți minte, că așa le țin și eu minte. Ia zi, Căline, fără 30, frate Iohane. Am înțeles, eu știu că tu ești mirea, trebuie să te chinui și nu te-o pus să mă inviți la nuntă, da? Care era? Păi eu de ce mi le-am notat? Ca să nu uliu nici eu. Ia ziceți, fraților, salvați-i, dacă nu intre pe părinți, că așa, fără nervi. Deci să nu vă enervați pe mine astăzi, că vedeți, fără nervi. Eu le zic lor că atunci sunteți voi foarte atenți, v-ați prins? Da? Deci fără nervi și unei ar mai trebui să ne calmăm și pacea lui Hristos să fie în inima noastră, amin. Fără nervi, apoi, fără independență în orice domeniu din viață, ci dependență de Dumnezeu 100% și fără grabă. Nu o luăm înaintea învățăturii lui Hristos, nu rămânem nici în urmă, da? O să vină un capitol care, iarăși, teoretic, n-are nicio treabă cu viața de familie, Exodul 30. Dacă o să deschideți la Exodul 30, o să vedeți că e vorba despre cort, despre una, despre alta, tot sistemul evreiesc. Dar există o idee clară acolo, închinarea. Toate aveau de-a face cu închinarea. Și știți ce am remarcat eu? Că în închinarea plăcută lui Dumnezeu e fără adausuri, fără minusuri, fără modificări, fără invenții. Și eu întreb pe mulți, când Dumnezeu spune îmi faceți cortul în felul acesta, ce aveau evreii voie să modifice la cort? Nimic, nici mai mare, nici mic, nici la culori, în niciun detaliu. Te gândești cum?
Păi e simplu, dacă este cortul lui Dumnezeu, îl faci pe placul lui? Nu pe placul nostru. Dacă e cortul nostru, îl facem pe placul nostru. Dacă e cortul lui Dumnezeu, îl facem pe placul lui Dumnezeu. Dacă închinarea este a noastră, dacă închinarea trebuie să o primim noi, dacă închinarea trebuie să ne placă nouă, dacă închinarea trebuie să le placă musafirilor noștri, închinarea o facem pe placul lor. Dar dacă voi vreți să vă închinați lui Dumnezeu, dacă voi vreți ca închinarea voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, primită de Dumnezeu și răsplătită de Dumnezeu, voi trebuie să vă închinați lui Dumnezeu și în casă, și la muncă, și pe stradă, și în biserică, după regulile lui Dumnezeu. Și ce vreau să vă spun, omenește, e greu. Pentru că în jurul vostru atâția vin cu tot felul de invenții când e vorba de închinare. Și nu suntem noi prima generație. Știți samaritiana în ce situație era? Evreii spuneau că închinarea plăcută lui Dumnezeu unde este? La noi, după normele noastre. Samaritenii spuneau, lasă-l pe evrei, ei sunt cu... Da, e treaba lor, închinarea plăcută lui Dumnezeu este la noi, după regulile noastre. Și femeia aceasta confuză îl întâlnește pe Iisus Hristos, încă nu știe că este Hristos, dar vede că este un om care le are cu cele sfinte și spune, am și eu o frământare. Mă poți lămuri care este închinarea adevărată, a lor sau a noastră? Și Domnul ce spune? Niciuna. Ce e varianta prima? Închinarea pe care o dorește Tatăl este în duh și adevăr, plăcută lui după regulile lui. Sper să fie casa voastră un loc al închinării. Și sper de fiecare dată să vă închinați cum îi place Domnului. Și sper să vă ajutați unii pe alții, unul pe celălalt, și apoi mai târziu când vin copiii unii pe alții, să vă închinați după regulile divine aflate în Scriptură. Și când vă vine câte o idee în asta foarte frumoasă, să zici așa, moșul eu că au zis fără invenții. O zis, cum a hotărât Domnul câtă vreme vă închinați lui. Dacă vreți să vă închinați altcuiva, te duci la ălalalt și întrebi care sunt regulile, da? Deci Exodul spune, fără intervenții, fără invenții, fără lucruri în plus sau în minus. Numeri 30 este un capitol care revine cumva mai direct la viața de familie. Astea sunt cărți din Biblie care nu le prea citesc unii oameni, știi, de asta le folosesc eu. Mai ales în ideea că unii chiar credem că fiind scrise atât de mult și adresându-se unei alte națiuni, n-au nicio treabă cu noi astăzi. Dar eu nu știu, se pare cât ar fi de vechi, cel puțin cu mine are. Pe mine mă mai copleșesc nervii, frate, știi? Și bună asta cu fără nervi, da? Mi-ar mai veni și mie idei și zice, Iuga, fără invenții, lasă cum a hotărât Dumnezeu. Deci, atât de departe de mine și totuși aproape. În numeri 30 se vorbește despre juruințe. Și acolo, probabil, unii știți, chiar ați folosit frumos sau ați profitat de pasajul acesta, se vorbește despre juruințele pe care le-am făcut lui Dumnezeu și se face o precizare, printre altele, că atâta vreme cât fata este în casa tatălui, este sub autoritatea tatălui și apoi când se mărită, intră sub autoritatea soțului. Tu ai crezut că ai scăpat sau că ai intrat? Cum s-o cotește astăzi? A, nu trebuie să răspunzi. Ok, că ai zâmbit, da. Și acolo se face o precizare interesantă și legitimă. Dacă fata ia o hotărâre și vine și o spune tatălui său că a făcut o promisiune și tata nu este de acord, o poate dezlega pe fată și fata nu mai trebuie să se țină de cuvânt. După ce s-a măritat, dacă faci o juruință înaintea Domnului și apoi o spui lui Călin, teoretic după pasajul acesta, Călin te poate dezlega. Știi ce mi-am notat eu de aici? Fără piedici, fără obstrucționări. Adică pentru mine ca bărbat și pentru voi sună foarte fain. A decis fiica mea să facă ceva? Eu îi zic nu. Și eu am autoritate. A decis nevastă mea să facă ceva? Eu îi zic nu.
și eu am autoritate. Serios? Dar eu de asta am fost chemat de Dumnezeu să o ajut să nu facă? Deci bărbaților, pe noi de asta ne-a pus Dumnezeu în familie să împiedicăm nevestele noastre să ia hotărâri bune și să se țină de ele? Noi nu vorbim de hotărâri păcătoase, noi vorbim de juruințe înaintea lui Dumnezeu. Și întrebarea, dacă Dumnezeu o cercetează pe soția mea, pe soția ta, și ea în sufletul ei, în relația cu Dumnezeu, ia o hotărâre. Tu ca bărbat, numer 30, eu te-am dezlegat. Serios? Păi poate o dezlegi pe ea, mă tem că te legi pe tine. Cu niște cătușe cu care n-ar trebui să te legi. Vii ca tată și spui, domne, nu, ești fata mea, ești în casa mea și n-ai voie să faci lucrul ăsta. N-ai voie pentru că e păcat, n-ai voie pentru că nu-mi place mie, că sunt două lucruri foarte diferite, s-ar putea să nu fie pe gustul meu, dar fata să ia o decizie în voia lui Dumnezeu, pentru sfințire, pentru dedicare, pentru slujire. E adevărat, dacă vorbim despre sistemul evreiesc, că o să venim la creștin, evreul avea dreptul acesta. Deci știți ce? Nu mi-aș fi dorit. Să nu fiu un papuci părintelui sau soțului pe care Dumnezeu să-l întrebe, Viorele, spune-mi de ce i-ai oprit pe cei din casa ta să facă lucrul ăsta bun. Eu n-aș vrea să dau socoteală înaintea lui Dumnezeu de ce eu am fost o piedică în loc să fiu un impuls, un ajutor. Știți care este bărbatul pe care îl apreciez, unul din bărbații din Vechiul Testament? O femeie cu suferul amărât nu își poate rezolva nici cum problema și în final zice, știu unde să mă duc. Și se duce unde? Despre Ana vorbesc. Se duce la templu și începe să spună durerea, necazul înaintea lui Dumnezeu. Și ce face ea acolo? În discuția ei cu Dumnezeu. Ce face? O promisiune. Doamne, dacă îmi dai un băiat, ți-l închin ție pentru toată viața. Îl voi crește ca slujitor al tău. Bărbatul era acolo cu ea când a făcut jurăința? Ana promite înaintea lui Dumnezeu, știți contextul, se duce și îi spune la bărbat, știți ce face Elcana? Elcana spune, nu știu dacă i-a spus ca noi, iubire sau șații sau cum a fost în vremea lor, dar Elcana îi spune, draga mea, dacă tu ai hotărât asta înaintea lui Dumnezeu și copilul acesta trebuie să fie un slujitor al lui Dumnezeu, contează și pe mine. Eu te voi ajuta să te ții de cuvânt. Mă duc la templu cu tine când vrei tu, închinăm copilul lui Dumnezeu atunci când hotărăști tu, eu sunt lângă tine să te ajut să împlinești voia lui Dumnezeu. Bărbatul ăsta a fost deștept sau deștept? Despre ce copil vorbim? Samuel? Prin reducere absurd, imaginați-vă că Elcana ar fi zis, de ce tu acolo în emoții ai zis că îl promiți lui Dumnezeu, îl închin la casa Domnului. Tu nu știi câți derbedei sunt la casa Domnului, câte figuri sunt acolo, câte prostii. Băiatul ăsta o să crească cu mine și o să-l învăț eu, nu o să-l învețe ei. Oare ce ieșa din Samuel? Păi ucenicul nu poate fi, adică, da, ucenicul nu poate fi mai mare decât învățătorul. Nu putea ieși mai mult decât un Elcana. Așa că Dumnezeu a făcut din el un Samuel. Pentru că o femeie ia o decizie în voia lui Dumnezeu, cercetată de Dumnezeu, și bărbatul o ajută. Îți place fotbalul? N-am nicio treabă cu Germania, am mărturisit. Fără faulturi. Că e greu cu cartonașele, ascultă. Și Domnului nu-i trebuie nici var, nici arbitrii, el te vede. Și când o faultezi în gând, te vede. Deci tu ești chemat să o ajuți să înțeleagă voia lui Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu. Amin. Asta am vrut să zic. Să-i spun și ei că e la fel?
Ea știe că ți-ai luat fată deșteaptă, ea știe că zice, îi zice lui să uită la mine în priceput, da? Deci fără faulturi, fără obstrucționări, îi ajutăm pe ceilalți, nu-i încurcăm când e vorba de a împlini voia lui Dumnezeu. În ce carte am ajuns? Cum? A, Numeri. Și după Numeri, ce-ar urma? Păi depinde dacă are capitolul 30. Da, Deuteronom are capitolul 30. La început sunt mai lungi, atunci are capitolul 30. Și aici sper că n-aveți problema aceasta. O să vă spun eu ceva din capitolul 30, ce mi-am notat eu. Mi-am notat mai multe, dar nu vi-o spun pe toate. Sună neplăcut în ziua anunții. Vreau să fiu onest cu voi. Când se vor întâmpla toate aceste lucruri, binecuvântarea și blestemul pe care le pun înaintea ta, dacă le vei pune la inimă în mijlocul tuturor neamurilor, între care te va risipi Domnul Dumnezeul tău. Nu, stați un pic. Noi vorbim de un Dumnezeu bun, vorbim de un popor ales, vorbim de un popor care are promisă o țară, un cămin unde curge lapte și miere. Și ce scrie acolo? În mijlocul, unde? Tuturor neamurilor între care te va risipi? Dar nu vine să cred. Deci relația cu Dumnezeu nu este una ideală, una desăvârșită. Adică eu aș aștepta să spună Domnul așa, v-am scos din Egipt, vă duc în Canaan, pentru totdeauna veți rămâne în Canaan, nu veți avea nicio greșeală și pentru că nu veți avea nicio greșeală, eu, Domnul, vă voi binecuvânta. Dar nu sună așa. Vedeți, Dumnezeu nu este un idealist, Dumnezeu este realist și spune Israele. Tu îmi promiți și mi-ai promis cu legământ că mă iubești, că nu o să ai pe nimeni altul în afară de mine, că nu o să vorbești în chip ușurat, că nu o să faci asta, că nu o să iei nimic de la păgâni, dar eu, Dumnezeu, cunosc viitorul. Tu nu o să te ții de cuvânt 100%. Și pentru că tu nu o să te ții de cuvânt, eu o să mă țin de cuvânt. Și când tu vei greși, eu te voi duce unde nu vrei să mergi niciodată. Și vei ajunge printre risipiți, printre neamuri. Dar vine versetul următor, da? Dacă te vei întoarce la Domnul Dumnezeul tău, dacă vei asculta de glasul lui din toată inima și din tot sufletul tău, tu și copiii tăi potrivi cu tot ce îți poruncesc astăzi, atunci Domnul Dumnezeul tău te va aduce iarăși înapoi, da? Robii tăi, așa, și vor avea milă și toate. Și ce văd eu aici? Dumnezeu nu are gândirea aceasta perfecționistă. Deși îi place desăvârșirea și noi trebuie să țintim spre desăvârșire. Dumnezeu este realist și spune, Israele, vei greși. Dar ascultă-mă, când vei greși, contează pe mine să te ajut să devii ce trebuie. Am, de ce am spus că e chiar urât să le spui asta în ziua anunții? Adică, pe bune, câți dintre voi credeți că ei vor greși vreodată în viață? Ăia care credeți ca mine, tăceți. Da, n-ai cum în ziua anunții, adică cum să-ți greșească nevastă? Căde. Pe bune, n-are cum să-ți greșească ea. El ar putea odată în viață să greșească. Nu, dar nu-i judeu, dar ce noi, cum am zis? Ascultați-mă, la modul realist veți greși. Că unul din versetele de aur din Scriptură, pentru mine, știi care este? Toți greșim în multe feluri. Acum unii au greșeli mici, greșeli mari, consecințe, toate cealaltă. Știi ce aș vrea să aveți voi? Să n-aveți, să nu plecați cu ideea aceasta perfecțiunii în cap. Frate Iuga, dacă toate familiile până în ziua de astăzi au greșit, noi în veci niciodată. Sunteți pierduți din capul locului dacă plecați așa. Vă spun direct. Pentru că în momentul în care crezi că el niciodată nu o să greșească în atitudine, o să privească la tine nu chiar așa cum vrei tu, să-i scânteiezi ochii cu tare,
tu în momentul ăsta o să se dărâme lumea cu tine. Călina meu, nu-i mai licăresc ochii și zici că e sfârșitul lumii. Nu, tu trebuie să spui, frate Iuga, mie îmi place să cred că nu se va întâmpla asta. Dar ascultă-mă, sunt pregătite pentru asta. Și dacă peste 52 de ani, odată o să fie călina meu supărat, întristat, eu sunt pregătită să-l ajut să redevină ce trebuie. Că de asta sunt ajutorul potrivit. De asta mă pune Dumnezeu lângă el. Și tu la fel să spui, frate Iuga, să zicem că va greși, nu știu când, peste 72 de ani, da? Dar ascultă-mă, când ea va greși, dacă va greși, ea nu va avea nevoie, în primul rând, de ajutorul altcuiva. Și nici nu o să trimit la altul. Și nici nu o să spun, vină frate Iuga, că ai fost la nuntă la noi, pune-o pe calea dreaptă și apoi dă-mi-o înapoi. Știi că unii ar mai vrea să le repare-o toate și apoi după ce ai reparat toate, știi, parcă e aparat, acum o duce înapoi acasă că funcționează bine, da? O să spună, frate, dar de asta m-a pus Dumnezeu aici, de asta sunt soțul ei, de asta mi-a dat iubire, de asta mi-a dat înțelepciune, de asta mi-a dat răbdare, pentru că primul responsabil să o ajut pe ea să fie ce vrea Dumnezeu, sunt cine, fraților? Dar ce aveți? N-ați mâncat dimineață? Zice să audă nevestele, uitați-vă la ele, nevastă, primul responsabil sunt eu. Ca tu să fii ce vrea Domnul, ca tu să ai bucuria Domnului, ca tu să ai pacea Domnului, ca tu să cunoști Biblia, ca toate, primul responsabil sunt eu, nu să mă vait, sunt primul responsabil, ci să o ajut. Păi spuneți, nu așa face Dumnezeu cu noi? Unde eram noi dacă Dumnezeu spunea, câtă vreme sunteți bine, sunteți ai mei, în momentul în care ați călcat pe bec, v-ați luat adio, vă descurcați singuri și când vă reparați relația, veniți și mă căutați. Unde eram noi? Păi nu eram nici la demisol, nici în parcare, eram toți pierduți. De asta Dumnezeu, da, ne spune că am greșit, ne atrage atenția, dar Dumnezeu spune, eu sunt primul care te voi ajuta, dar uite în ce condiții. Dacă tu te vei întoarce, te vei pocăi, eu o să te caut în toate colțurile lumii și în toate mizeriile lumii. Și eu o să te ajut să vii înapoi. Asta este șansa noastră, fraților. Deci ascultați, cei care mulțumiți lui Dumnezeu numai pentru ziua în care v-ați pocăi prima dată, nu sunteți realiști. Eu îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru iertarea de acum 40 de ani sau cât o fi fost 50 de ani. Deci știți pentru ce îi mulțumesc lui Dumnezeu? Pentru iertarea care mi-o dă acum, când am nevoie. Că dacă eram atunci, eram pierdut. Și atunci Dumnezeu spune, eu îți voi atrage atenția, dacă trebuie eu te voi mustra, dar eu te voi ajuta să vii înapoi. Asta trebuie să învățăm noi bărbații, asta trebuie să învățăm noi părinții vis-a-vis de copiii noștri. Copiii noștri n-ar trebui să facă greșeli, corect? Copiii noștri ar trebui să aibă o viață perfectă. Nu contează că sunt ai noștri și seamănă cu noi. Nu contează că i-am învățat sau nu i-am învățat, că ne facem timp pentru ei sau nu. Copiii noștri ar trebui să fie perfecți, să nu facă nicio greșeală, iar dacă Doamne ferește fac o greșeală, ce? Dacă Doamne ferește fac o greșeală, ce se întâmplă? Vă spun eu ce ar trebui să se întâmple. Noi să plângem cu ei? Dacă vreți, noi să le dăm cartonașul și apoi să spui, frate Iuga, într-o extremă, am votat primul în biserică excluderea băiatului meu. Și ce faci acum? Acum fac tot ce mă ajută Dumnezeu să fie înapoi în biserică. Iar meu, plâng cu el, spunea un tată, bă, mi-l leg de gât și îl duc în rai. Ia meu și responsabilitatea mea să-l scop din mizeria aia și să-l aduc înapoi. Așa gândește un părinte, așa gândește Dumnezeu. E frumos să avem idealul acesta perfecționist, dar cine a fost perfect în afară de Hristos? Și asta ar trebui să ne învățăm noi din tinerețe, să fim oamenii care, cu ajutorul lui Dumnezeu, să lucrăm la recuperarea celuilalt. Nu numai să ne voităm, fiul meu a devenit risipitor, a devenit risipitor. E tragic, e o mizerie. Și cine să-l ajute să vină înapoi, dacă nu în primul rând cel cu care ești acolo, cel din casa ta, cel din legământ? Asta unde era? În Deuteronom? Da? Haideți la 2 Samuel, capitolul 30,
2 Samuel, capitolul 30, dacă ați citit recent pe acolo, iarăși o situație neplăcută. De ce neplăcută? Pentru că, dacă vă uitați acolo, David se duce cu oștenii lui într-o bătălie, în fine, este trimis înapoi și pe când vine înapoi unde erau ei la Ziclag, toată cetatea este distrusă și copiii și nevestele și turmele toți luați robi. Și știți ce face cea mai multă parte din adunare? Încep să se văicărească, încep să plângă și ce spune Biblia? Că au plâns până n-au mai avut lacrimi. Eu nu știu ce înseamnă asta, sau n-aș vrea să știu, sau poate știu, să plângi până nu mai ai lacrimi. Și adunarea în disperare, știți ce face? Să avem grijă, frate Doru, că tot noi suntem de vină. Deci câtă vreme i-am condus la victorie, la biruințe, aleluia. Acum, când era un acaz, o să-l omoară pe David, că acum el e de vină. Da, da, asta e cu slujitorii, dar nu vorbim între noi să nu se prindă ei, că ne jeluim așa, că avem... Și David face altceva. David, în loc să fie disperat, plânge că trebuie să plângă și apoi se duce și discută cu Domnul. Și știți ce îl întreabă? Doamne, am vreo șansă aici sau nu? Cu tine am vreo șansă, pot face ceva? Sau numai să plâng? Și știți ce spune Dumnezeu? David, eu nu aștept să plângi acum. Știi ce aștept? Să acționezi, să lupți. Vreau să vă spun următorul lucru. Ar trebui din viața noastră a creștinilor să scoatem negativismul. Oameni experți în bisericile astea, nu se mai poate face nimic. E catastrofă, aici nu mai este nicio șansă, nici Dumnezeu nu mai schimbă. Asta facem la evanghelizare, să știți. Nu chemăm oameni, nu chemăm vecini, nu chemăm colegi de muncă, știți de ce? Că pe ăștia nu-i schimbă nimeni în veci și ăștia nu se pocăiesc niciodată. Serios? Voi sunteți experți în mântuire. Dar pe lângă Hristos, pe lângă Pavel, dar experți în felul vostru. Pavel credea în mântuirea oamenilor, Iisus credea, alții credeau că din orice mizerie Dumnezeu te poate scoate, unii nu cred. Și de asta nu facem evanghelizare și nu ne implicăm. Nu, de puturoși, de leneși, lăsați-mă cu asta. După asta, când e vorba de un copil, când e vorba de un tânăr, când e vorba de o situație, când e vorba de o familie, unii când e vorba de o boală, nu, aici, frate Iuga, nu se mai poate face nimic. Păi mă mai supăr și eu așa, zice că e în faza cutare, în stadiu cutare. Și zic, și în ce stadiu trebuie să fie ca Dumnezeu să fie paralizat? Eu știu câteva stadii în care a lucrat Dumnezeu. Vă dau una ușoară. E 4 zile mort în mormânt. Și Marta a zis, Iisuse, nu ne încurca. Iisus a zis, dar care e problema că sunt 4 zile? Dar morții ăia care au înviat la învierea lui Hristos, aia oare de cât timp erau? Aveau aia o șansă? Dar morții care stau până la venirea Domnului Iisus, aia mai au o șansă? Ascultați, cu Dumnezeu avem șanse. Deci să nu plecați în viața de familie cu nu. Mă, nu se poate, frate Iuga. Cu a mea nu se mai poate. Nu, n-au studiat asta. Frate, cu a mea nu. A mea nu. Al meu nu. Frate Iuga. Cât aud eu din astea la pocăiți. Cât încearcă să mă lămurească că nu se mai poate face nimic. Ascultă, poate nu poți tu. Poate nu poate altcineva, un consilier. Dar Dumnezeu? Poate. Și ce a fost foarte atent? Au fost atenți oamenii lui Dumnezeu. Te uiți în viața că e vorba de Iosef, de Daniel. Când vine împăratul, zice, am auzit că tu poți. O zic, hop, 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 stai că n-ai auzit bine. Ai auzit ceva, dar n-ai auzit bine. O să eu nu, dar Dumnezeul meu, da. Acum eu cu Dumnezeu zice, rezolvăm problema. Tu ai auzit, dar ne-ai auzit clar. Eu nu pot singur, dar cu Dumnezeu. David spune, e dezastru. Da, vedem, plângem până nu mai avem lacrimi. Putea să plângă în continuare, nu-i veneau nevestele și copiii înapoi în viac, dacă nu mai plângea. Și unii ascultați, nu-i destul să plângem, oricât v-ați supăra. Iosua plânge înaintea lui Dumnezeu de i se rupe inima. Și Dumnezeu vine și spune, ce faci, Iosua? Plâng. Dar nu te-am chemat să plângi? Eu te-am chemat să fii comandantul oștirii, te ridici, aduci poporul la pocăință, faci curățenie în poporul lui Dumnezeu și apoi
împreună cu mine, te duci cu cerești. Da, nu locuim lacrimile, nu excludem lacrimile, dar nu mai stăm tot pe negativism. Nu se poate, nu se poate, nu se poate. Voi să învățați altceva. Cu ajutorul lui Dumnezeu se poate. Cu ajutorul lui Dumnezeu pot să fiu un tânăr, cum trebuie, în voia Lui. Cu ajutorul lui Dumnezeu pot fi o familie cu binecuvântarea Dumnezeu. Nu desăvârșită, dar o familie care știe încotro merge, care știe ce așteaptă Dumnezeu de la ei, care știe la ce îi cheamă Dumnezeu și care cu ajutorul lui Dumnezeu poate să-și împlinească menirea. Deci fără negativisme, da? Și hai să mai zic una și poate mă opresc. 2 Cronici 30. La prima vedere, 2 Cronici 30 n-are nimic de a face cu viața de familie. De ce? Pentru că dacă vă uitați în pasajul respectiv, un împărat cercetat de Dumnezeu vorbește cu cei de lângă el și ia o hotărâre. Hai să ținem sărbătoarea Paștelor așa cum ne-a poruncit Dumnezeu. Că de pe vremea lui Solomon nimeni n-a mai ținut sărbătoarea cum trebuie. Hai să ne pocăim noi, să venim înaintea lui Dumnezeu și să ținem sărbătoarea Domnului după rânduielile Domnului. Și zi și făcut, și realiști, nu putem ține acum că încă nu s-au sfințit oamenii, ținem peste o lună că ne permite Scriptura și se trimit scrisorile, e-mailurile, mesajele, tot ce au ei atunci, veniți să ne închinăm lui Dumnezeu după regulile Lui. Și acum, versetul 10, alergătorii, mesagerii au mers astfel din cetate în cetate, prin țara lui Efraim și Mănase, până la Zabulon și reacția celor ce primesc mesajul. Care a fost reacția? Dar ei râdeau și își băteau joc de ei. Frumos. Chiar e normal să fie asta în poporul Domnului, nu? Deci când vine un om cercetat de Dumnezeu și te cheamă să fii mai atent cu Scriptura, să fii mai atent cu viața de rugăciune, să fii mai atent în familia ta, să fii mai atent în creșterea copiilor, să fii mai atent la locul de muncă, să te comporți mai frumos în adunarea sfinților și toate celelalte, ce atitudine ai? Cea mai la îndemână? Să-ți bași joc. Bine, nu chiar pe față, că acum noi nu chiar pe față. Nu e așa, pe la colț, s-o trezi și fratele. Cum vrea el să fie, vrea să pună coada la prună, știi? M-ar dorea tare mult voi să fiți o familie din asta. Știi ce mi-aș dori eu? În biserica aceasta, și nu să supără frații păstori, dacă se supără, e chiar treaba lor, în biserica asta Dumnezeu să continue să ridice slujitori. Și în generația tânără să fie slujitori care mai mult ca noi să cheme biserica la sfințenie, la pocăință, la dărnicie, la asumare, la implicare și la toate celelalte. Numai că degeaba facem noi chemări de aici, că depindem de ce zic aia din bancă. Și dacă aia din bancă, nu mă leg de balcon, frate, că n-am voie, dacă noi venim și transpirăm și plângem și suntem entuziasmați și aia din bancă, își dea cot, zice, o citit o carte, iară s-o înflăcăra, dar las, că în trei duminici trece, dacă nu în două, și cu tare. Am un frate, că nu se poate asta. Și ce m-aș bucura? Indiferent ce fac ceilalți, voi ca familie să spuneți, auzi, noi suntem primii care spunem da. Și noi ne înrolăm la lucrarea asta. Când ne cheamă la o lucrare pe placul lui Dumnezeu, noi suntem primii pe listă. Amin? Acum, mi-o tăiat ce am vrut să spun în continuare, că știți ce am vrut să spun? Eu am vrut să spun să nu vă supărați dacă nu veți putea fi primii, că dau nava la ăștia la alții. Că ei zice, da frate, stai un pic, necjinești pe noi, noi suntem pocăiți de mai mulți ani, noi avem mai multă minte, mai multă înțelepciune, mai multă finanță, mai multă experiență și nu pot fi chiar ăștia primii, frate, să se bucure că-s pe locul 50, că noi ăștia, pocăiții de pocăiți, dăm năvală și rupem hârtiile în prima fază. Da, după cum o zis ei, amin. Cred că aveți șanse în primii 10. Să dea Domnul să fiți primi, auzi. Amin, la fapte bune primi, să fiți de la alte ultimii, da? Deci fără batjocuri, pentru că spune, asta este partea frumoasă, dacă versetul 10 spune ceva urât, versetul 11, însă câțiva oameni din Asher, Manase sau Zabulon, s-au smerit,
au venit la Ierusalim, Dumnezeu a lucrat, le-a dat o singură inimă și a fost o sărbătoare atât de frumoasă în cinstea Domnului. Știți câți atenuți? Au programat-o pentru 7 zile. Știți cât a ținut? 14 zile. Când a fost ultimul serviciu din biserică sau ultima sărbătoare când n-ai vrut să pleci acasă? Să spui, bă, frate, așa lucrează Dumnezeu între noi. Atâta har și bucurie. Dă cu ceasul ăla de pământ. Hai, frate, mai dă 3 ceasuri. Astăzi, așa-i? Ei abia așteaptă să ajungă la restaurant. Zice, fratele Iuga, mare cu 30, că ei vor 30 de chiftele, 30 de sarmale, 30 de plăcini. De ce interesează ei cu chestia asta? Oricum, mesajul e pentru voi, nu pentru ei, că e nunta voastră. Da? Ai prins ideea sau mai trebuie să te chinui? Și făgăduiești înaintea Domnului să citești toate capitolele 30 din Biblie. Nu sunt chiar multe, știi, eu chiar mama. Da. Și cu nevasta sau fără nevastă? Cu șetetii spui, fii atent, fratele Iuga, ori nu a văzut, ori nu a avut timp să ne spună, dar uite ce fain scrie și aici, uite ce fain scrie și aici. Nu o să mă duc mai departe, că o să mă duc când dărât. Și o să mă întorc, am lansat eu așa că în Deuteronom 30 sunt mai multe. Și în Deuteronom 30, după ce Dumnezeu spune, eu vă voi salva, eu vă voi aduce înapoi, eu vă voi ajuta, se spune astfel, iată îți spun azi înainte. Noi predicăm la evanghelizarea asta la alții. Versetul 15, iată îți spun azi înainte viața și binele, moartea și răul. Căci îți poruncesc ca să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să umbli pe căile Lui și să păzești poruncile Lui, legile Lui, rânduielile Lui, ca să trăiești și să te înmulțești și ca Domnul, Dumnezeul tău, să te binecuvinteze în țara pe care o vei lua în stăpânire. Dar, dacă nu vrei să asculți, chiar poți alege. Iau astăzi, versetul 19, cerul și pământul, ca martor, că ți-am pus înainte. Și Dumnezeu spune, alege viața. Știți ce vreau să vă spun astăzi? Că toți avem libertatea de a alege. Ați ales când ați fost copii? Ați ales când v-au cerut părinții ceva? Ați ales la școală? Ați ales să fiți prieteni? Ați ales să vă logodiți, să vă căsătoriți? Și asta nu înseamnă că în ziua anunții se încheie cu alegerile. Veți avea posibilitatea să alegeți în fiecare zi din viață. Amândoi. Asta ni se spune mereu că avem libertatea de a alege și e adevărat. Știți ce nu ni se spune? Nu mi s-a spus și mie, poate nici vouă, sau nu suficient de clar. Că nu există alegeri neinfluențate. Toate alegerile sunt influențate. Satana nu poate decide în locul vostru, dar Satana va face tot ce ține de el să vă influențeze, să alegeți ce vrea el. Satana nu i-a băgat mărul în gură lui Eva. Și nici lui Adam. Dar atât au lucrat la bibilica lor, ca ei să iau o decizie, dar influențat de... Dumnezeu nu va lua niciodată decizie în locul vostru. N-a luat nici până acum. Eu nu cred că Dumnezeu s-a pocăit în locul tău, Călin. Pastor, nu cred că Dumnezeu a crezut în locul tău. Nu cred că Dumnezeu s-a botezat în locul tău. Nu Dumnezeu a luat decizia să... Dumnezeu te-a sfătuit să te căsătorești cu Seline. Dar puteai să spui, Doamne, nu o vreau pe ea. Adică era libertatea ta. Ați făcut niște alegeri. Noi zicem alegeri înțelepte. Ați ales să veniți în casa lui Dumnezeu. Dar știți de ce ați ales? Influențați. Că dacă ascultați de diavolul, nu erați aici, erați în altă parte. V-a influențat Dumnezeu prin cuvânt, prin părinți, prin biserică, prin alte lucruri. Și de azi înainte, veți avea libertatea să alegeți. Știți ce vă rog eu? Alegeți influențați de Dumnezeu. Alegeți influențați de Scriptură. Alegeți influențați de Duhul Sfânt, autorul Scripturii. Asta vă spuneam la început.
toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, nu să facă ceva în locul vostru. Biblia nu ia decizii în locul vostru. Biblia ne-a fost dată de Dumnezeu ca să ne influențeze să luăm decizii în voia Lui. De câte ori vreți o decizie în voia Lui Dumnezeu, căutați fața Lui și deschideți Scriptura. Și acum să corectez un pic lucrurile. Ziceam la început că aparent n-ați ascultat de Apostolul Pavel și... Dar eu cred că ați ascultat de Apostolul Pavel, că Apostolul Pavel în cuvânt spune că fiecare are darul lui și fiecare să asculte de Domnul. Și dacă voi vă căsătoriți în voia Domnului, ascultați și de Domnul și de Pavel. Și spunând că ați ascultat de Pavel, așa îmi place să cred, cred că o să ascultați și de mine. Ce vă doresc eu? Eu nu vă doresc viață de familie cu foarte multe. Cu foarte multe e greu să călătorești. E suficient să călătoriți cu El, cu Domnul vieții pe care l-ați ales. Și când călătoriți cu El, când se poate, și sper să se poată, să călătoriți fără nervi, fără spirit de independență, fără grabă, acum, Doamne, acum, acum, ce la pas cu Dumnezeu, fără a folosi autoritatea greșită. Eu-s bărbatul și eu spun să nu faci asta. Păi nu ești tu Hristos, ești bărbatul care are autoritate în ascultare de Hristos. Și tu nu poți veni mâine ca mamă să spui, Dumnezeu-s mama voastră și ascultați de mine 100%. O să spui, eu-s mama voastră și pentru că Dumnezeu ne cere așa, ascultăm toți de Iisus Hristos. Și când faceți alegeri, lăsați-vă influențați. Dar nu de un mincinos. Știți că ăsta a mințit pe toată lumea. A înșelat pe toată lumea. De ce ați crede un mincinos și un înșelător? Lăsați-vă influențați de adevăr. Cunoașteți adevărul, trăiți adevărul, mărturiseți adevărul și nu uitați. Când se va face o chemare la lucruri bune și lucruri sfinte, voi să fiți primii. Așa îmi place. Primii. Uite, să-ți dau un exemplu foarte practic. Părinții voștri au primit musafiri sau nu prea? Acum, cum prinzi că este un musafir în biserică? Astăzi nu, că te duci și spui lui maică ta, nu, ăsta nu merge la voi. Ăsta vine la noi. Vai, mamă, dar n-ai avut pe nimeni niciodată, știi să faci macaroane. Mamă, am tabletă, deschid la macaroane.italia. Și până discut eu cu sora și cu fratele și povestim și cântăm cântări de laudă, facem o mămăligă și cum iasă așa o mâncăm și o să ne bucurăm în Domnul, lasă, mama, am pus pe listă, mamă, tu, dacă vrei, roagă-te să-mi iasă bine și nici măcar nu te invit ca să vezi ce să pași de vine, da? Și te pui prima pe listă și înveți și de asta, voi nu încăpeți că tot ne înghesuim noi, voi primi în fapte bune. La alea rale, inexistenți, nu ultimii, inexistenți. Dacă veți umbla așa, veți fi binecuvântați. Chiar dacă nu vă dorește nimeni binecuvântare. Pentru că Dumnezeu se ține de cuvânt. Și când îl iubiți pe El și umblați în voia Lui, sunteți binecuvântați. Probabil că o să le fac o carte, două, cadou. Sunt acolo niște cărți care aș vrea, poate nu în primul rând pentru voi, poate în primul rând pentru alții. Și aș vrea să scoateți negativismul ăla din cap, că vecinii mei nu, că prietenii mei nu, că familia asta nu. Luați o altă gândire, cu ajutorul lui Dumnezeu se poate și Dumnezeu vrea să mă folosească pe mine. Și dacă vreți să ajutați pe unii oameni, poate surprinzător, vă recomand o cărticică, în afară de alte cărți. E o carte cu rugăciuni. Dacă nu credeți că e bună pentru alții, citiți voi câteva și apoi vedeți dacă o dați mai departe sau nu. Și coperta o să vă ajute, nu zic mai multe, să vă doresc binecuvântarea lui Dumnezeu. Mă, nu le-am dorit-o lor să vă doresc-o? Nu, lor le-am dorit-o, nu le-am urat-o. Dar i-am învățat ce să facă să fie binecuvântați. Așa că nici vouă nu vă urez binecuvântări. Vă doresc binecuvântări să împlinim ce ne cere cuvântul. Și vom fi. Amin.